am avut o colaborare deosebit de bună cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, ne-am gândit să continuăm tradiția și am propus în sesiunea de finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național din luna septembrie 2018 încă două proiecte care să cuprindă activități la acest complex. Un proiect care se va desfășura în planetariu și unul la delfinariu. Ne povestiți mai multe detalii despre ele? Da, la planetariu o să avem un proiect care se numește Prezentul meu trecut, care va presupune un spectacol de arte vizuale și poezie. Vor fi recitate de către actori profesioniști poezii ale unor autori români poezii cu tematică astrală, care vor fi completate, bineînțeles, de proiecțiile planetariului și de muzică interpretată live la instrumente mai puțin uzuale, gen xilofon, daulă, duduc și așa mai departe. Și pentru un impact vizual și mai mare vom fi ajutați și de două balerine. Și celălalt proiect? Celălalt proiect se va desfășura în holul delfinariului din Constanța. Va presupune un spectacol de teatru pigmentat cu niște intervenții profesioniste ale specialiștilor de la delfinariu, care ne vor prezenta istoria lumii de la formare și până în prezent. Ca să le închid puțin gura cârcotașilor, există oameni care spun că în Constanța nu se fac proiecte de cultură și că în general nu se fac pentru că autoritățile nu reușesc să înțeleagă cum se fac aceste proiecte. Aveți mai multe proiecte închise complet cu sprijinul autorităților fără probleme? Care e rețeta succesului pentru noastră? Nu știu dacă putem să o numim neapărat o rețetă a succesului. Noi ne-am străduit întotdeauna să ne aliniem regulilor impuse prin caietele de sarcini sau prin regulamentele de finanțare. Avem până acum, noi activăm de 2 ani și avem până acum desfășurate 8 proiecte cu finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național și 2 proiecte finanțate de Primăria Municipiului Constanța, toate încheiate perfect din toate punctele de vedere, organizațional, administrativ, financiar, cultural și ne-am străduit să respectăm în principiu toate condițiile impuse. Să-mi dați 2 exemple de proiecte de succes în Constanța? Păi cu finanțare de la Primăria Constanța am avut 2 ediții ale Sunset Symphony. Sunt acele concerte pe care le susținem împreună cu Orchestra Simfonică Big Dima Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Am avut o ediție în 2017 și o ediție în 2018, s-a numit Sinfonia Centenarului, ediția din 2018, pentru că am sărbătorit 100 de ani de la nașterea României Mari. Și cu finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național mi-e destul de greu să aleg, sunt 8 proiecte, dar un mare succes a avut cel de la Planetariu cu spectacolul Star Crash, pe care l-am desfășurat chiar aici și care s-a bucurat de un mare succes. Am avut de asemenea proiectul cu cel mai mare impact din istoria finanțărilor AFCN din 2005 și până în prezent. A fost vorba despre proiectul Sinfonie Dincolo de Nori, proiect în care am urcat Orchestra Simfonică de la Cluj în avion și am avut 4 concerte pe 2 curse aeriene, Cluj-Londra, Londra-Cluj și Cluj-București, București-Cluj, în 2017, pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii. Dincolo de pilotul pe care vrem să-l facem ca promotor al prezentării de la Planetariu cu elemente poetice, aici va fi un adevărat teatru, un adevărat spectacol în care 30 de poezii alese din lirica românească, trecând prin Blaga, Labiș, Păunescu, Stănescu, Nichita Stănescu și bineînțeles Eminescu, 30 de poezii vor fi prezentate într-un decor tipic astral, cu bolta înstelată, cu muzică, instrumente deosebite, live, și, bineînțeles, prezența unor vestale, a unor balerine, a unor elemente vizuale care să completeze spectacolul liric. Va fi
ceva deosebit de o proiecție normală la planetariu, va fi un spectacol propriu-zis ce va avea ca particularitate evoluția în planetariu, în decorul planetariului. Intrarea va fi liberă, deci nu va fi o proiecție normală asezonată de poezie, ci va fi un spectacol special cu intrare liberă, cu mesajul liric-poetic, respectiv teme astrale din poezia românească.